Duhul celui întreime, închinat și slăzit să ia și cântarea. Aleluia! Aleluia! Unul dintre Salonic s-a ridicat asupra voivodului, potrivit al individului și-a omorât. Pentru care pricine mânându-se cumpăratul, tot de cel mare, a trimis o armată asupra cei de cetăți și când mulți oameni. Auzit această faptă după Părintele Hristos și un drăzneal l-a mustrat pe părat zicând, Împăratul e în biserică și în peste biserică, iar noi mirându-ne cu trebuia de dreapta ta judecată, îți grăim. Lucrurile de sprijinitor de credincioșilor din Tesalonic, cu voi de credin Hristos, putea fi aducinerea cu tăi împărat, lucrurile de mustrat pentru uciderea săvârșită, cu voi de credinioșilor din Tesalonic, să intre în Catedrala Episcopală din Mediolan, bucură-te că l-ai oprit de la împărtășirea cu Sfintele Taine. Bucură-te că la Sfânta Liturghie nu l-ai lăsat pe împărat să intre în altar. Bucură-te că pe aceea este la intrenda la făcăință. Bucură-te că împăratul, pocăindu-se, se arunca cu fața la pământ și mingea. Bucură-te că după ce s-a pocăit la iertare. Bucură-te că împărătă cu tine a cântat cei din Mântuitoare. Bucură-te că l-ai împărtășit pentru Mântu Credincioși. Bucură-te că nu te depărtezi de trei credincioși. Bucură-te, Sfinte Ambrozie, Mare Graf al Bisericii! Bucură-te, Sfinte Ambrozie, Mare Graf al Bisericii! Ai dobândit puterea cuvântului cea mijlocitoare de mântuire, pentru că rugăciunea ta nu ai cerut viață lungă, bogăție și slavă deșartă, ci ai cerut de la Dumnezeu darul învățăturii și al înțelepciunii, pentru care cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Că străbătând vestea despre tine pretutindeni, Sfinte Ierarhie Ambrozie, au venit din peția Mediolanului bărbat de-a înțelepți, care prin multe întrebări, vrând să dispitească înțelepciunea, au rămas rușinați de adâncul științei tale, pentru care noi, minunându-ne, cântăm ție. Bucură-te că te-ai venicit de darul înțelepciunii, bucură-te că te-ai arătat ca un al doilea Solomon. Bucură-te, Cel ce ospătesc pe cei înțelepți, bucură-te adevărului mărturisitor iscusit. Bucură-te, Cel ce răspundești lumina credinței adevărate, bucură-te, Cel ce calea adevărului și viața l-ai descoperit. Bucură-te, drept cititor al Sfintei Treimi, bucură-te că ai mărturisit-o pe Fecioara Maria, ca fiind născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, călăuzitorul Bisericii din Mediolan, bucură-te, Cel prin care Biserica a biruit, bucură-te, lăcaș al Dumnezeirii, bucură-te, izvor de fapte bune, bucură-te, Sfinte Ambrozie, Mare Rar al Bisericii. Bucură-te, Sfinte Ambrozie, Mare Rar al Bisericii. Ca o tânuie cu bună mireasmă, se înălța rugăciunile tale către Domnul, căci tu, Părinte, prin puterea lui Hristos, pe mulți îndrăciți ai temătuit și pe mulți eretici ai biruit, de aceea cu credință cântai. Aleluia! Aleluia! Murind împăratul Valentinian cel tânăr, locul acestuia a fost luat de uzurpatorul tiran Eugeniu, care, slujind idolilor, a redeschis templele păgâne. Iar tu, Părinte, când ai auzit că el vine în Mediolan pentru a nu te întina de necurăția păgânească, ai plecat de Florența la un bărbat de necredincios cu numele de Chentie,
pentru care ți aducem ție laude ca acestea. Bucură-te cel ce te-ai îngrețoșat de vederea tiranului, bucură-te că pentru a nu te întina ai plecat de Mediolan, bucură-te că pe Eugeniu l-ai îndemnat la pocăință, bucură-te că ai găsit să-l lași în casa lui de Cântie, bucură-te că pe fiul acestuia, Pansofie, l-ai tămăduit de duh necurat, bucură-te că muri Pansofie, tu pe acesta l-ai înviat, bucură-te tămăduitorul multor boli, bucură-te al idolilor biruitori, bucură-te al dreptei credinței apărători, bucură-te pe drept credincioși întărește nevoi, bucură-te al nostru mijlocitor, bucură-te că pe Sfinții ai cinstit după cuvință, bucură-te Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii. Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii. Atunci când ai început a vorbi, înaintea sfârșitului tău, comicul s-a întristat văzând apropiat ta mutare la cerul. Iar noi cu milință strigăm lui Dumnezeu, aliluia! Paulici preotul a văzut foc înconjurând capul tău, iar față că era lucrurile zăpada, are trebuit aceasta o nouă minune, iar noi grăim pentru tine strigând. Bucură-te că străină ai fost de poate agoniserile, bucură-te cel ce te bucuri împreună cu cei ce se bucurau, bucură-te cel ce plângi împreună cu cei ce plângeau, bucură-te al celor care se pocăiau din vietor, bucură-te mântuitriților cu inima muscători, bucură-te bărbat cu mare frânare, bucură-te, iubitorul de ostenală, bucură-te că ziua Sfântelor Paște de Dumnezeu la Domnul, bucură-te că încălătul Îngerii stai înaintea tronului lui Hristos, bucură-te, ești iubitor al Raiului, bucură-te că nici după trecerea la cele veșnice te-ai depărtat de drept religioși, bucură-te, Sfântul Diavolilor, bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare rar al Bisericii. Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii. Călătorii ai primit, credința ai plătit și ai ajuns în cămările cerești, în care ți s-a și gătit cu mâna oțenilor tale, Sfinte Ambrozie, drept pentru care nu înceta te ruga pentru unitate credinței și a Bisericii una sfântă, să pornișească și apostolească, ca împreună să-i cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Cu cântări te cinstim pe tine, Sfinte, Ierarhie Ambrozie, iar tu ca un părinte plâng, privește dintr-o înălțime și te milostivește spre noi, cei care cu milință strigăm către tine. Bucură-te că ai binevoit a cinsti pământul României cu părticelele din sfintele tale moaște. Bucură-te că și noi te aducem cinstita cuvință. Bucură-te nădejdea tuturor credincioșilor. Bucură-te al celor care te cinstesc, ajutător. Bucură-te că ești mijlocitor al nostru către Dumnezeu, bucură-te stea creștinătății, bucură-te vorbitorule cu îngerii, bucură-te mir cu bună mireasmă, bucură-te al lui Hristos prieten, bucură-te zid nemiluit al bisericii nespărțite, bucură-te luptător pentru unitatea credinței, bucură-te bucuria locuitorilor din Mediolan, bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii. Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii.
Părinte, plângi, iubitor de oameni, primește-le și pururea te roagă înaintea tronului lui Hristos. Pentru sănătatea și mântuirea noastră a celor care cântau lui Dumnezeu. Aleluia! Ca unui părinte blând și iubitor de oameni, primește-le și pururea te roagă înaintea tronului Hristos, pentru sănătatea și mântuirea noastră a celor care cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Să ne fim mijlocitori alături de toți ceilalți sfinți și mai ales alături de prea sfânta și prea curată Fecioara Maria, cea care neîncetat se roagă cu lacrimi înaintea Fiului Său pentru noi. Sfinte Ambrozie, adu-ți aminte și de familiile și de cunoscuții noștri, ale celor care vă sunt din rugăminte, ocrotește-i pe aceștia și pe noi de toată reaua întâmplare și de toate urâtirile diavolului și de răiștele acestora și nouă, sănătate și ajutor în toate cele trebuință, pentru ca prin tine să se preaslăvească numele cel prea sfânt al Dumnezeirii, celei de o ființă și nedespărțită, Tatăl celui fără de început, Fiului celor născut și Sfântului Duh care de la Tatăl purcede, acum și pururea și în vecii vecilor. Privirea
Să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea prea Sfântului Duh, Domnului
Și toată viața noastră.
lui Hristos Dumnezeu să o dă.
și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
seară și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, Sfinte, fără de moarte,
Duhului Tău. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. Certându-mi m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Înțelepciune! Din epistola către Efesenii a Sfântului Apostol Pavel, citire. Toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătorilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzuturi. Pentru aceea luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea. Și toate biruindu-ne să rămâneți în picioare. Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul, și îmbrăcați fiind cu platoșa dreptății, și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. De ne toate luați pavăza credinței, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Luați și voi mântuirii și sabia Duhului, care este fraților, un astfel de arhiereu se cuvenea să avem, sfânt, fără de răutate, fără de pată, osebit de cei păcătoși, și fiind mai presus decât cerurile, el nu are nevoie să aducă zilnic jertfe ca arhierei, întâi pentru păcatele lor, apoi pentru ale poporului, căci l-a făcut aceasta odată pentru totdeauna, aducându-se jertfă pe sine însuși. Căci legea pune ca arhierei oameni care au slăbiciune, pe când cuvântul jurământului venit în urma legii pune pe Fiul desăvârșit în veacul veacului. Lucru de căpetenie din cele spuse este că avem astfel de arhiereu care a așezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, slujitor altarului și cortului celui adevărat, pe care l-am Dumnezeu, ci nu omul. Doamne, și Duhului Tău. Să ascultăm Sfânta Evanghelie
și iată, era acolo o femeie care avea de 18 ani un duh de slăbiciune și care era gârbovă. De nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis: femeie, ești deslegată de neputința ta. Și-a pus mâinile peste dânsa și-ndată s-a îndreptat și-a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai mare de seamuci, mânindu-se, pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a grăit poporului. Șase zile sunt în care trebuie să lucreze omul, deci veniți în aceste zile și vă vindecați, și nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis: fățarnicilor, fiecare dintre voi nu-și dezleagă oare în ziua sâmbetei boul sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adapă? De la această femeie care este fiica lui Avram și pe care a legat-o satana, iată, de 18 ani, nu se gădea oare să fie deslegată de legătura ei în ziua sâmbătei? Și zicând acestea, s-au rușinat toți cei care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele mărețe săvârșite de dânsul. Zisa Domnul către ucenicii săi: voi sunteți lumina lumii. Nu poate cetatea să se ascundă când stă deasupra muntelui, nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc și în sfâșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Și să nu se potiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Deci adevărat vă spun vouă, când vor sta cerul și pământul, o iotă sau o cirtă nu va trece din lege până cei nu se vor face toate. Deci, cel care va strica una dintre aceste porunci foarte mici și îmi va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel care va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. Mărire ție, Doamne, mărire ție, mărire, 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 mărire ție. Să zicem toți
voastre, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluie! Oh.
Conjurat de cetele
Yeah.
pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătrimit și s-a aprobat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Oh.
cei de sus întru cei de
și cu totul fără de prihană. Și Maica Dumnezeului nostru, pe cea mai cinstită decât peruvii, și mai preamărit Thank you.
Thank you.
Ce animalul se
solidari cu cei care se află în suferință, să suferim cu cei care suferă și să ne bucurăm cu cei care se bucură, pentru că așa este creștinește. Nu trebuie să reducem tot ceea ce este în jurul nostru la propria persoană și să judecăm oamenii, lucrurile, întâmplările, în funcție numai de propria persoană. De asemenea, fericit lucru este astăzi, iată, în zile duminică, să vom pe Sfântul Ambrozie, sărbătoarea Sfântului Ambrozie, și se întâmplă rar, la 7 ani, adărată, la 8 ani, să se întâmple și să fie acest lucru, în duminică, să se vorbe Sfântul Ambrozie, ziua de 7 decembrie, se cade duminica. Și fiecare dintre noi s-a uitat cel puțin odată peste și a citit viața Sfântului Ierarh Ambrozie. Sau măcar mie de seară la Hadist, am citit la Hadist și ne-am gândit câteva momente la viața sa sfântă. Am văzut așadar că s-a născut într-o perioadă tulbure pentru creștinism, chiar dacă era secolul de aur din punct de vedere al personalităților care au trăit atunci. S-a născut în 339, imediat după ce Vasilul de Ecumenic sau foarte aproape și după ce Vasilul Împărat Constantin cel Mare a dat libertate creștinilor. Dar cu libertatea adusă creștinilor, a început o altă luptă, o luptă pentru, a păstra, pentru păstrarea credinței ortodoxe, pentru, adică a credinței cele drepte, așa cum a fost ea adusă în lume de Iisus Hristos, așa cum a fost de Hristos și de ucenicii săi. Au început luptele, ereziile, cele care doreau să rupă din trupul Bisericii lui Hristos, așa a apărut arianismul, macedonianismul, nestorianismul și toate celelalte erezii care, într-un fel sau altul, încercau să strice unitatea Bisericii și unitatea mesajului Evangheliei lui Hristos. Cu aceștia a avut de luptă Sfântul Ambrozie, pentru că el s-a născut, cum spuneam, în 339, undeva în Germania de astăzi, la Graz, a fost Sfântul, s-a fost Sfântul de Nord, a Italiei, în Curier, dar din o familie foarte bogată, o familie nobilă, cu părinții și din tatăl un mare producător politic, iar mama s-a producut o familie cu foarte multe terenuri, mai ales în sudul Italiei. O familie așadar bogată, dar și evlavioasă, pentru că i-a suflat, mai ales mama sa, așadar, i-a insuflat dragostea față de oameni, față de sări. A mers la scurile timpului, a învățat, a ajuns mare orator, mare avocat, ajutând pe cei care erau în suferință, pe cei care erau netreptățiți de sistemul social și legislativ al primii de Turcia, într-un formă sau alta, și fără să le ceară bani, de multe ori, îi apăra în fața legii pe cei nevăstiți. Și putea să trăiască o viață înveșugată și liniștită. Numai că Dumnezeu l-a chemat la o altă slujire. El, la Ambrozie, tânărul Ambrozie, tânărul avocat, ajunsese deja conducător al două provincii, Emilia și Liguria, din Italia, și în această calitate a fost chemat s-a aflat un conflict care a produse în cetatea Metrolană. În timpul împăratului Valentinian al II-lea, cel care încerca să impună în toată Italia erizia lui Arie. O erizie care spunea că Iisus Hristos era orice altceva, un personaj deosebit, un profet, un om minunat, un învățător, dar nu este fiul lui Dumnezeu. Pedeguia așadar divinitatea Mântuitorului Iisus Hristos, divinitatea Fiului lui Dumnezeu. Chemat fiind așadar să aplaneze acest conflict, pentru că erau două tabere a celor ortodoxi, conservatori, Dumnezeului și alienilor, chemându-l așadar acolo și fiind trimis datorită funcției pe care o avea și cercând să aplaneze conflictul, spune tradiția că un glas de copil s-a ridicat și a spus Ambrozie să fie episcop. El, care era la baza avocat, care nu era nici măcar creștin, era de catehume, putem spune, era
îi plăcea, cunoștea multe din învățăturile creștinilor, cum știi, Sfântul Botezul. Și a tăgăduit, a spus, nu se merge pentru asta. Și totuși, i-a suflat de Duhul Sfânt, chemat de Duhul Sfânt, a acceptat această taină primire a dreptei episcopale și a ajuns episcop. Vedeți, uneori în viață trebuie să ne asumăm și riscuri. Dacă vrem să facem ceva care să rămână în lumea aceasta, trebuie uneori să nu ne gândim atât de mult la confortul pe care îl avem într-un moment sau altul. Vă spuneam că Sfântul Ambrozie putea să trăiască liniștit la un an, ca mare trăietor, putea să ajungă principa unul dintre principalii sfânti, principal la și ajuns a împăratului. Nu-i trebuia lui lupte teologale, dacă vreți, certuri, punerea de multe ori, și citim asta, viața lui, să-i se pună de multe ori în pericol chiar viața, să fie surghiunit în toate felurile. Și totuși a acceptat acest lucru din dragoste față de Dumnezeu și față de biserică. Un lider adevărat și folosit de plăcută trebuie să-și asume așadar și riscuri și trebuie să asculte chemarea pe care o primește la un moment dat sau altul, chiar dacă de multe ori această povară este grea. Dar urcând crucea, chiar grea fiind și având nădejdea în Dumnezeu, cel care ne transmite prin oameni adevărat această cruce, putem să ajungem acolo unde ne propune și unde Dumnezeu ne cheamă. Așa cum s-a întâmplat cu Sfântul Ambrozie, care după aceea a acceptat treapta episcopală, a intrat în conflict cu toți împărații care a trăit din Cumbra a trăit și a păstorit tocmai datorită lipsei de credință a celora. Niciodată n-a încetat să-i mustre atunci când greșeau. Chiar cu citim de asemenea pe un alt mare împărat, Teodosie, să-l mustre, să nu-l primească în altar, să se părtășească, așa cum era obișnuința. Dar și odinioară, vă aduceți în minte Sfântul Ioan Botezătorul care l-a mustrat pe regele din timpul său pentru păcatul pe care a făcut. Nu s-a gândit că nu e politică corect, delicat, de diplomat să ceri spre cel din fața ta dacă este mai mare decât tine, dacă are mai multă putere, dacă conduce o lume. În materie de credință, de doctrină, nu există compromis, așa cum s-a întâmplat atunci când Sfântul Nicolae, pe care l-am prezentat el, n-a pregetat să-l muscle și să-l urecheze pe Arii atunci când a greșit. Asumarea credinței, asumarea rolului în istorie pe care Dumnezeu ți-l rânduiește, este o datorie și civică, dacă vreți, dar și creștinească. La care, iată, Sfântul Ambrozie, acest rol l-a primit cu prisosință, cu smerenie, cu credință că Dumnezeu nu-l va lăsa singur în acea luptă pe care a dat să ducă și pe care luptă a dus-o până la sfârșitul vieții cu ereziarii, cu ereziile, cu luptătorii împotriva credinței, dar și cei de o credință cu el. Chiar și creștinii ortodoxi, care nu de puține ori l-au pus la încercare în feluri de chipuri. Și cum Dumnezeu întotdeauna răsplătește pe cel care l-ascultă și care îi încurcează voia, iată că spre sfârșitul vieții, cunoscând faptul că va trece la Domnul, după ce a avut multe minuni, după ce a reintrodus, dacă preții l-a pus, cultul Sfinților și de aceea, dacă mergeți la Milano, cetatea ambrosiană, în Biserica Ambrosiană, o să vedeți că Sfântul Ambrozie sau moaștele sale alături de moaștele altor sfinți ucenici de data aceasta, mai vechi din el, Protase și Ierbazie, stau împreună, tocmai pentru ca să arate unitatea de sfinții din fața lui Dumnezeu. Și cunoscându-și așadar sfârșitul, nu s-a pregătit cu toate și în ziua de Paști, anul 1997, data de 4 aprilie, a trecut la Domnul. Și după ce a trecut la Domnul, și mai multe minuni a făcut de către timpul vieții, și mai mulți oameni au fost vindecați, s-au rugat Sfântului și au primit binecuvântarea sa. Așa ne dușim pe și noi, cei care ne închinăm astăzi și în fiecare zi la moaștele care se găsesc, care sunt neamblozii, care se găsesc în această biserică, nimeni nu va pleca de lângă ea de la curata Sfântul de moaște. Și avem convingerea că ne va asculta în continuare rugăciunile noastre, ne va binecuvânta, ne va îndrepta, ne va întări, ne va
povățuiți pe Domnul cel Bun, ca să fim și noi, așa cum și El este, și toți Sfinții sunt bine pe toți în fața lui Dumnezeu. Să trăiți pe Părinte! Părinte! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Lui, o trupe, o lume.
ding dong ding dong ding ding dong ding dong ding dong lerui Doamne lerui le Andrei Colosit iată că a ieșit cu papucii lui talpara Sfințește pe cei ce vezi pe doamna casei tale,
Tu te-am zis și te-ai prăvărit și Dumnezeu să puterea ta și mirele ta pe mântuicele creștinii cu bine. Pace lui care dăruiește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorât de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și întinecere înălță. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor. Care au venit din
alte părți ale Bucureștiului, ci chiar din afara Bucureștiului, cunosc persoane care sunt prezente și care au ținut să vină și să se încurcite la moaștere Sfântului Ambrosie, la ostenirea, așa cum a spus Părintele Părintele Reu, a 10 ani de timp au fost aduse la parohia noastră. Deci sunt 10 ani de ocrotire pe care parohia noastră, credincioșii parohiei noastre, au avut-o din partea Sfântului Ierarh Ambrosie. 10 ani în care am reușit să facem lucruri deosebit de frumoase. În primul rând să avem o icoană care este unică în România. De fapt, după cum cunoașteți, parohia noastră este singura parohie din România. În urmă cu 10 ani, cardinalul de Milano, care a venit la parohia noastră, a spus că parohia noastră este singura din lume. Prima biserică ortodoxă, parohie ortodoxă, care a luat tram, care a luat numele Sfântului Ierarh Ambrosie al Mediolanului din Milano, într-o perioadă aprită, într-o perioadă în care biserica era atacată de erezii, și așa cum ați ascultat în cuvântul de învățătură, Sfântul Ambrosie a apărat-o. Pentru noi a fost extrem de important icoana pe care am primit-o. Este o lucrare a unor călugări camaldoneze lângă Milano de la mănăstirea Fareze de lângă Milano și care au lucrat-o cu foarte mare atenție pentru ca să respecte sunt anumite detalii care unora nu le place sau nu le-a plăcut. Au respectat linia de pe bazinica Sfântului Ambrosie, unde se păstrează locul întreg al Sfântului, prin care ne-am făcut și noi plantași la o părticită din trecă toată Sfântul Ambrosie a fost un avocat și dregător, adică guvernator, de mai multe de primar, președintea Consiliului Județean, vedem acea guvernator de provincie, care după aceea a fost ales de biscop, după partea fundamentală, cu locul din este o slăbitoare alături de moaștele Sfântului Ambrosie, credincioșilor noștri. Am reușit să facem copii ale acestei icoane și am încercat și vom da și astăzi icoana Sfântului Ambrosie sfințite, vă rugăm să le luați la ieșirea din biserică și să le păstrați cu sfințenie, să fie puse frumine în portofel și să le portați cu dumneavoastră tot timpul, pentru că este un sfânt ocrotitor, este un sfânt vindecător și chiar care a înviat pe cineva din morți. Și aici o să revin asupra acestui aspect. De asemenea, acești 10 ani, parohia noastră a făcut demersurile care se cuveneau pentru ca Sfântul Ambrosie să aibă o slujbă și să aibă o sfântă acatistă. De aceea am făcut demersuri împreună cu sfântita redactată, o proiectă de acatist. A fost înaintată prin copiii proiectilor și dacă aici cu părinte Pasteaz a aprobat în urmă cu 2 ani de bine slujba acatistului Sfântului Ambrosie. Am și făcut un simbim, am înregistrat în casele aveți și dumneavoastră sidimul acesta cu acatistul Sfântului Ocrotitor al parohiei noastre. Sigur că în toți anii aceștia am încercat să dezvoltăm și să-l facem cunoscut. În calendar, în calendare există de foarte mulți ani, există și o sfântă făcută pe la 1887 a Sfântului, dar este foarte rezumativă și scurt a Sfântului Ambrosie. Iată, sunt lucruri pe care încercăm să le aducem în aceștia cu cunoscuților, pentru că este un sfânt mai puțin cunoscut în biserica noastră. Astăzi, după cum știți, mai toate bisericile și celelalte zile, din ceilalți ani, în această zi, de altfel, se face prăzuirea Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeș, acolo este mare sărbătoare, o sfântă care a murit lucrucește și care este sărbătorită în această zi cu Sfântul Ambrosie.
În al doilea rând, aș vrea să vă supun atenție faptul că anul acesta am avut bucuria și avem cu toți bucuria cei care am venit să ne rugăm astăzi să ne închinăm și la moaștere Sfântului ucenic Paralambie, un ucenic al lui Hristos, mort la anul 302 și care a fost un timp preot după aceea în cetatea Marginezia, în Asia Mică, Turcia, și care mai apoi a fost din preot, a fost avansat, a fost chemat la capta episcopală și a fost episcop de Marginezia și a slujit mulți ani. Dar pentru faptul că avea un chip foarte bun, a fost un slujitor al lui Dumnezeu foarte milos și blând și apărător al dreptei credințe, împăratul Septimus Sever, pentru că Cinturia a trăit Sfântului Paralambie, a dat o ruptă ca să tragă și să se ține, să se lepede de credința în Hristos și să îmbrădișeze credința păgână care era la vremea aceea. Și lucrul acesta, sigur că nu a fost pe planul Sfântului Paralambie, tocmai de aceea au dat poruncă ca să fie înșinuit și de cele din să moară mucenicele pentru Hristos. A trăit poruncă ca să se închinuie și a venit la 113 ani. Un sfânt care a trăit, se spune în istoria bisericii, că Sfântul Paralambie a fost cel mai vârstă ucenic care și-a dat viața pentru Hristos. Pentru că Sfântul Gheorghe e ucenic, dar are mulți ucenici, dar aceștia au fost tineri. Sfântul Paralambie a fost un bătrân cu chipul, de aceea și icoana pe care am realizat-o acum pentru această sărbătoare cu chipul Sfântului Paralambie, vedeți, cu barba lungă a unui părinte duhovnicesc, un părinte la 113 ani și care și-a dăruit viața lui Hristos și a învățat pe ucenicii săi. Și Sfântul Paralambie, asemenea Sfântului Ambrosie, a făcut foarte multe minuni, păcători de minuni, și asemenea Sfântului Ambrosie, deși Sfântul Ambrosie a făcut o înviere din morți, asemenea Hristos. Și Sfântul Paralambie a făcut o înviere din morți. E foarte important să știm lucrurile acestea. Foarte important, pentru că iată, de 1700-1800 de ani, este incredibil cum s-a propagat și biserica, credincioșii au menținut în conștiința lor această credință puternică și au moștenit de la acești mari sfinți ai bisericii, au păstrat, moștenit această credință puternică. De aceea, cei care am venit astăzi sunt privilegiați. Pentru că anul trecut noi am avut de sărbătoarea hramului, după cum știți, moaștele Sfântului Ierarh Nicolae al Vilelor Litiei, care au fost aduse la parohia noastră. Iată și anul acesta, credincioși au venit și s-au bucurat, și s-au închinat și s-au rugat. Și cereți, nu plecați astăzi acasă, până nu lăsați o dorință la Sfântul Paralambie și la Sfântul Ambrosie, la moaștele lor. Și puneți-vă în gând o dorință să vă împlinească și să vă ridicați lucrul acesta, pentru că dorința pe care dumneavoastră o puneți, care este dublată de credință puternică, se va împlini. Eu așa am citit, eu așa știu. Se împlinește. Dacă tu te rogi cu credință, se împlinește. Avem aici mărturia reală, că moaștele astea este. Ne arată că acești sfinți sunt prezenți și cu trupul lor aici în biserica noastră, dar cu sufletul lor, cu rugăciunea lor, cu binecuvântarea lor, sunt permanenți în sufletele și mintele noastre. Doresc în această zi de hram să mulțumesc în primul rând sfinților și sfințiților slujitori care împreună cu Părintele Protoiereu Ionică am slujit această Sfântă Liturghie la hramul bisericii noastre. Sunt preoții din cartierul de la parohiile de alături, din parohiile vecine,
și care astăzi au dorit să ridică asigura noastră, să ne bucurăm împreună și să ne bucurăm împreună de această mare sărbătoare a Hramului Bisericii noastre. De asemenea, doresc să mulțumesc moralii Bisericii noastre, de fapt, de două morale care le-a stabilitat astăzi. La Biserica noastră avem și corala bărbătească, Sanctus Ambrosius, avem și corala mixtă, Ambrosiana, și am fost foarte bucuros pentru că în ziarul Lumina de ieri, de Sfântul Nicolae, a apărut o știre și este prima dată când este consemnată și doamnele de la cor să se bucure, pentru că este pentru prima dată când este consemnat și concertul de colinde al coralei mixte Ambrosiana în ziar. Ceea ce este o realizare, este o muncă, în primul rând, de câteva luni de zile, și iată, avem un an de zile de când doamnele din corala aceasta, care nu sunt venite de la, eu știu, de la Ateneu sau de la conservator, dar care cu dragoste de Dumnezeu au venit la repetiții și spagheta dintorului Ionuț Comprache, au pregătit Sfânta Liturghie și au pregătit, iată, concertul acesta frumos de colinde. Trebuie să le mulțumesc și celor care au fost aseară la sărbătoarea noastră, la priveghere și la programul acela duhovnicesc și cultural organizat de către copiii din parohia noastră, de la școala 133, de la școala 113, copii din parohie și care au prezentat un concert de colinde atât de frumos și o scenită, bucuria nașterii Domnului, și care a îmbogățit sărbătoarea de astăzi cu aceste lucruri. De asemenea, trebuie să le mulțumesc membrilor Consiliului Parohial, doamnelor din Comitetul Parohial și tuturor celor care s-au ostenit și care au pregătit ramul de astăzi. Pentru că la ieșirea din biserică o să primiți fiecare dintre dumneavoastră și un pachetel cu binecuvântare. Am spune, nu e pachetel, ci este primiți o binecuvântare la ieșirea din biserică, pentru că ele sunt daruri simbolice. Pentru că și săptămânile acestea, din ce am colectat, ce ați contribuit fiecare dintre dumneavoastră, am putut să ne organizăm astfel încât să ne bucurăm cu toții de această mare sărbătoare și la care v-ați implicat, fie cu bani, fie cu curățenia, fie cu toate celelalte activități care au fost necesare pentru buna organizare a Hramului Bisericii noastre. Și am să închei cu o telegramă pe care în dimineața aceasta am primit-o de la Părintele Vittorio Battaglia de la Milano și care ne transmite următoarele. Dragă Părinte Mircea, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ambrosie, vă adresez cele mai frumoase și cele mai sincere urări dumneavoastră și comunității parohiale. Fac lucrul acesta și în numele tuturor enoriașilor parohiei mele din Milano. Vă transmit cele mai bune urări. Amintind și de mesajul pe care episcopul nostru, cardinalul Angelo Socola, cu ocazia solemnității Sfântului Ambrosie de aseară, a dorit să sublinieze faptul că trebuie să mergem pe un drum și citează aici al unui nou umanism care să aibă pe Hristos Iisus ca fondator al acestui umanism și să pună pe om de asemenea în centrul Universului. Un nou umanism care să fie parte a existenței tuturor oamenilor și în toate zilele. Vă transmit tuturor la mulți ani pentru ziua de astăzi. După cum știți, noi avem un generaj, o prăzire pe parohia aceasta de la Milano. Cu 11 ani în urmă am făcut această prăzire și rodul oaștelor Sfântului Ambrosie.
cauza pentru care noi avem și dragul Sfântului Ambrosie, tocmai această parodie de la Milano care ne-a sugerat și care a dorit să fie cunoscut Sfântul Ambrosie pentru că este un Sfânt ortodox al mărturisirii ortodoxe și al credinței ortodoxe să fie și aici, la noi, la București, cinstit și lăudat. Vă mulțumim tuturor și vă dorim ca duminica aceasta a hramului să vă bucurați de rugăciunile pe care le-am înălțat Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască în drumul, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mântuire la mulți ani să trăim, la mulți ani să să ne
Numai că încep că nu am vocea de cap aici. Nu pot mă țin, mă țin. Șșșt, măi, faceți liniște. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Mari venen orice, norde, poate zbele, piesă salte, salte cemor și pământul, și să laude cuvântul, pentru cei de sus mărire și pe pământ. Măciuire, la toți oamenii să fie, neacutul bărbecie. Această zi prea sfințită și sărbătoare slăvită, urăm la toți să vă fie într-o mulți ani cu bucurie. Această zi prea sfințită și sărbătoare slăvită, urăm la toți să vă fie mulți ani cu bucurie. Bim, bam, bim, bam, bim. Sus voie numai dormi, Domnul Iisus Hristos, vă scula și vă gătiți, Domnul Iisus Hristos, vă scula și slugile, să prindă patrile, să măture curțile, Domnul Iisus Hristos. Curțile și casele, Domnul Iisus Hristos, că vă vin colindele, Domnul Iisus Hristos, și nu vă vin nici de rău, ci mă duc pe Dumnezeu, să vă mântuie de rău, Domnul Iisus Hristos. Domnul cel fără de început, Domnul Iisus Hristos, azi în iesle s-a născut, Domnul Iisus Hristos, pentru a noastră mântuire, să ne scape din cheire, fie veci a Lui mărire, Domnul Iisus Hristos. Primele două, primele două toți, aceea intră secundul la următoarele două și aceea barisonul. Încet, ca să putea să... Dimineața lui Crăciunul, florile galbe de mărunt, dimineața lui Crăciunul.
Vine Crăciun ce bătrânul, florile galbe de mărul. Vine Crăciun ce bătrânul, și el vine tot mereu, florile galbe de mărul. Și el vine tot mereu, că e calul ciupăvitul, florile galbe de mărul, că e calul ciupăvitul. Și-a trebuit potcovitul, florile galbe de mărul, și-a trebuit potcovitul. Cu potoave de colacu, florile galbe de mărul, cu potoave de colacu. Și-a trebuit adălpatul, florile galbe de mărul, și-a trebuit adălpatul. Cu o vadră de vinarțu, florile galbe de mărul, cu o vadră de vinarțu. Rămâicază sănătoasă, florile galbe de mărul, c-ai primit florinda noastră, c-ai primit florinda noastră. Și la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți bani! Avem și eu ceva de pus doamna Maria? Pe mine. Doamna Maria, ce scrie? Ce scrie?